Să rămână distinse domnițe, am onoarea să vă salut, stimați conaționali, și să vă urez un Paște fericit. Știm că este duminică, că aveți musafiri, că vă e gândul la lucrurile frumoase, luminoase, despre cei dragi, dar pentru cei care sunt interesați de geopolitică, noi propunem în economia emisiunii valori euroatlantice să vedem de ce NATO stă cu ochii pe trei țări în care există și biserici ortodoxe, precum Ucraina, Georgia, Siria, țări care pur și simplu sunt puse pe masa de sacrificiu a unor interese imperiale. Ce se întâmplă acolo, într-o formă sau alta, afectează și România și în viitor va trebui, ca simpli cetățeni, să fim măcar bine informați și cu analize de nuanță adecvate pe care le asigurăm și aici la 6 TV cu români cu pregătiri complementare. Am plăcerea să vă prezint invitații din această seară, de la dreapta la stânga mea. Primul invitat este istoricul și publicistul binecumpătat dr. Constantin Corneanu. Bine ați revenit la 6 TV. Bună seara, bine v-am regăsit și Hristos a înviat dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. În centrul studioului și al mesei se află un general al armatei române cu experiență internațională notabilă, domnul general rezervă, dr. Virgil Bălăceanu. Bine ați revenit la 6 TV, domnule general. Hristos a înviat cu un gând bun de pace și lumină tuturor. Mulțumim frumos. Lângă un militar am ales să stea un diplomat. Este vorba de prietenul nostru la 6 TV, domnul Gabriel Micu. Bine ați revenit la studioul nostru. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și aș dori și eu, dacă îmi permiteți, să urez telespectatorilor noastre un Hristos a înviat și cu multă liniște și pace în suflet, pentru că aceasta dă tot echilibru și succesul în ceea ce facem. Am plăcerea să vă prezint și un bun cunoscător al Estului Europei. Este un tânăr cu o bună pregătire, o să vedeți care și o artilerie verbală pe măsură. Este colegul nostru de la Clubul Militar Român de Reflecție Euroatlantică, Ion Ursu. Bine ai revenit la 6 TV. Bună seara și mă alătur și eu spusile colegilor mei și urez dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră sărbători pascale și fie ca măcar acum toată lumea să fie înconjurată de liniște și pace. Da, e nevoie de liniște și pace, a zis bine Ion Ursu, însă avem pe ecran o hartă. Această hartă, și rog pe colegii din regia de emisie să o dea pe tot ecranul, pentru început, această hartă este cu însemnele unor prezențe ale Alianței Nord-Atlantice la granița de est a NATO și în același timp cu prezența unor trupe ale Federației Ruse în părți semnificative. Sigur că toate aceste însemne care sunt pe această hartă sunt în baza informațiilor publice furnizate de NATO și furnizate de Ministerul Rus al Apărării. Observați că pe harta care se focalizează pe întreaga Europa, Marea Mediterană, sunt pericole la adresa Ucrainei din est și din sud. Sud am în vedere peninsula Crimea, la adresa Siriei, din perspectiva forței navale rusești, întărită în aceste zile cu încă două nave trimise din ordinul lui Putin și a prezenței forței expediționare a armatei ruse în Siria, iar în ceea ce privește Georgia, alegerile recente din Oseta de Sud au reiterat menținerea în fruntea acestei statalități bazată pe secesiune forțată cu sprijinul Rusiei a unui general în rezervă credincios Kremlinului. Domnule general Virgil Bălăceanu, cu experiența dumneavoastră în zona Mării Negre, v-aș ruga să faceți o analiză din punct de vedere militar a situației de acum în acest bazin maritim. Am să încep cu un remember. Aparține momentului în care îmi pregăteam dizertația pentru absolvirea colegiului de război al Forțelor Terestre Americane. Am ales o temă, zic eu, interesantă și trebuie să scriu în dizertație. E vorba de un concept al luptei întrunite de înaltă tehnicitate, Joint High-Tech Battlespace,
care avea trei componente de bază: lovirea de la distanță, interpoziționarea forțelor și, sigur, angajarea forțelor. Actualmente noi asistăm, și am să revin la subiectul pe care dumneavoastră l-ați precizat, securitatea spațiului Mării Negre, dacă vrem, a spațiului extins al Mării Negre, pentru că aș vrea să ofer un pic o perspectivă militară asupra ceea ce aș desemna, să-i spunem, războiul între ghilimele al rachetelor de croazieră, ca și parte a lovirii de la distanță de care vorbeam mai devreme. Știm prea bine că angajarea forțelor rusești în Siria a presupus lovirea de pe submarinele dislocate în Marea Caspică cu rachetele lor de croazieră calibră, care au de fapt cam aceleași capabilități ca și rachetele întrebuințate recent de către armata americană Tomahawk, a obiectivelor din Siria. Asistăm de data aceasta de o lovitură de mare precizie cu o salvă de rachete realizată de pe distrugătoarele americane asupra unor obiective din Siria. Într-adevăr, o putem caracteriza această lovitură ca o lovitură chirurgicală. Rog că avem pe ecran pe secretarul general al NATO, care a fost la Kiev. Vom reveni asupra acestei probleme după ce ascultăm punctul nostru de vedere. Să revenim în studio, stimați colegi din regia de emisie. De ce insist pe problematica capabilităților pe care posibilii adversari și actualii parteneri ai noștri le au privitor la lovirea de la distanță? Sunt capabilități extrem de moderne și care sunt absolut necesare în asigurarea descurajării, în primul rând, și sigur că da, unei reacții imediate și prompte în situația unui conflict. Spațiul Mării Negre are o problemă aparte, este un spațiu închis, ținând seama de Convenția de la Montreux și de la modalitatea în care Turcia controlează și va controla în continuare strâmtorile în baza acestei prevederi. Atunci o analiză succintă a forțelor dislocate în spațiul Mării Negre, și mă refer în mod deosebit la forțele navale, ar demonstra un echilibru între forțele navale rusești și cele turcești, cu un considerent de plus pentru forțele turcești, dar pe de altă parte probleme deosebite pe care le are NATO cu privire la o posibilă dislocare a grupărilor navale de reacție rapidă, inclusiv cu dificultăți pe care poate să le aibă Statele Unite în condițiile în care va fi nevoie să disloce o forță mai importantă. De menționat că tipul de distrugătoare de pe care au fost executate loviturile asupra obiectivelor din Siria au participat la exerciții și au fost prezente și în spațiul Mării Negre, în acvatoriu Mării Negre românesc și în cel bulgăresc. Dar trebuie să ne întrebăm dacă în situații deosebite avem posibilitatea unei dislocări rapide, atât a forțelor NATO, cât și a capabilităților Statelor Unite în spațiul Mării Negre. Ceea ce s-a întâmplat la această dată cu privire la lovirea obiectivelor din Siria este într-un fel o siguranță a faptului că spațiul Mării Negre poate fi controlat, mai ales de capabilitățile pe care le au Statele Unite ale Americii și din afara sa, folosind acvatoriul Mării Mediterane. Aceasta ne-ar da nouă garanție, fiind membru NATO și având un parteneriat strategic cu Statele Unite, că putem, prin intermediul Statelor Unite, să avem elemente de control asupra Mării Negre. De altfel, dacă urmărim modul în care se înarmează Crimeea, e adevărat, cu pași nu extraordinari, nu spectaculoși, dar cu pași siguri, concentrarea echipamentelor, tipul de echipamente care sunt dislocate în Crimeea, sunt destinate operațiunilor A2AD, de fapt operațiuni de interdicție, de control a spațiului maritim, a spațiului aerian în zona Mării Negre. Aceasta este preocuparea principală a Rusiei la această dată.
Vom vedea în perspectivă dacă preocuparea alături de, spuneam noi, portavionul Crimea va fi legată și de pregătirea unor forțe de desant. Probabil lucrurile acestea vor fi condiționate și de o agravare a situației de securitate din zonă. Zona sigur că rămâne extrem de volatilă din punct de vedere al prognozei de securitate. Din păcate, și reiterez faptul, NATO și Statele Unite se concentrează mai mult asupra flancului nord-estic decât asupra flancului sud-estic. Ori în flancul sud-estic avem și conflictele, așa zis, înghețate, și în flancul sud-estic avem și spațiul Mării Negre, spațiul Mării Negre care, sigur, este legat și de Ucraina, este legat și de Moldova, este legat și de România și de Bulgaria. Mulțumesc, ați zis Ucraina și avem pe ecran acum, domnule Gabriel Micu, imaginea secretarului general adjunct al NATO, Ross Gedmüller, care la Kiev a afirmat sprijinul clar al Alianței Nord-Atlantice pentru independența, suveranitatea, integritatea teritorială a Ucrainei și a spus că trebuie să revină peninsula Crimea sub autoritatea guvernului de la Kiev și zona Donbass să fie controlată de aceleași autorități ucrainene. Un demers diplomatic interesant pe care o să-l rog să-l comentați și fac precizarea pentru invitați și pentru telespectatori, să vedeți în curând pe ecran în felul ăsta din dreapta imagini cu președintele ucrainean Piotr Poroshenko, care și-a anunțat ucrainienii de acordul cu Uniunea Europeană, care dă o șansă ucrainienilor de a deveni cetățeni europeni. Comentariul dumneavoastră, domnule Gabriel Micu. Desigur că recenta vizită a adjunctului NATO, secretarul general al NATO la Kiev, nu este nicio întâmplătoare și nici măcar o vizită de rutină. Este un moment foarte important, pentru că la acest moment observăm că atât să spunem flancul stâng, cât și flancul drept al liniei de demarcație imaginară între ceea ce înainte se numea Uniunea Sovietică și Europa, devine din ce în ce mai fierbinte și, din câte știu, domnule general, dacă cum ați precizat foarte bine, avem de-a face cu o perioadă de înarmare. Înarmare, nu doar din punct de vedere cantitativ, dar, așa cum foarte bine am auzit aici precizându-se, și din punct de vedere calitativ. Arme din ce în ce mai sofisticate, mai precise, mai cu foc și... Apropo, vă întrerup un pic, pentru că o să avem pe ecran acum imaginea președintelui Donald Trump. Este un comentariu al unui analist rus care spune că loviturile cu rachetele Tomahawk în Siria au fost un semnal în egală măsură pentru Ucraina și pentru Putin. Pentru Ucraina, care trebuie să aplice acordurile de la Minsk, și pentru Putin, în varianta că face imprudența să declanșeze o ofensivă de primăvară în Donbass. Vă rog să comentați și acest aspect. Da, vă mulțumesc frumos. Deci, în acest mediu mai puțin prietenos, aș spune chiar devenit ostil în ultima perioadă al liniei de frontieră de demarcație imaginară, practic avem de a face cu o reducere la minim, practic la zero, a ceea ce se numea cordon de securitate al fostei Uniunii Sovietice, care acorda Moscovei oarecare liniște privind eventuala apropierea Occidentului de granițele sale naturale. Și când fac această afirmație, mă refer la faptul că încetul cu încetul, istoric vorbind, toate țările central și este europene au schimbat barca. Bine, ele erau mai de mult convinse de această realitate, dar au avut posibilitatea, după terminarea războiului rece, să și materializeze această dorință populară. În momentul în care însă s-a ajuns la limită, la Ucraina, lucrurile n-au mai stat chiar atât de, cum să vă spun eu, pașnic sau înțelegător din punct de vedere al Federației Ruse, considerându-se că Ucraina este parte organică a ceea ce se numește Federația Rusă. De-alminteri știm foarte bine declarațiile lui Putin, știm foarte bine că el consideră că Ucraina este rusească, că se vorbește rusește și așa mai departe. De ce am făcut această precizare, care desigur o știm cu toții? Pentru ca să înțelegem că ceea ce se întâmplă în Ucraina este exact rețeta de succes, sigur, a să vedea ghilimelele, pe care au folosit-o rușii și în Caucaz,
o folosesc și Republica Moldova. Și reușesc să țină în șah toată această regiune până la momentul la care o eventuală negociere cu partea occidentală le-ar acorda niște garanții, pe de-o parte de securitate, iar pe de-altă parte mi-aduc aminte de unificarea Germaniei și materiale. Că până la urmă, dacă ei au de gând să facă o concesie, desigur că această concesie trebuie să fie însoțită și de niște avantaje. Ca atare, deci, problema Ucrainei nu o văd o problemă care să ne liniștească, iar vizita secretarului adjunct general al NATO vine tocmai ca să întărească hotărârea fermă a Washingtonului și, evident, a țărilor membre NATO de a fi alături de această țară, de a nu recunoaște demersul militar al Federației Ruse. Și, pe de altă parte, cum foarte bine și mă bucur că s-a menționat aici, Uniunea Europeană a anunțat intenția, de a oferi Ucrainei șansa de a fi parte a acestui club european. Noi mai avem un astfel de, dacă ne aducem aminte, noi mai avem o astfel de experiență, și anume Republica Cipru, unde sunt serioase probleme și acolo deja nu mai e un conflict înghețat, e puțin spus. Și cu toate acestea, Uniunea Europeană a încurajat populația prin această aderare a Ciprului la Uniunea Europeană. Deci, nu doar din punct de vedere militar avem de-a face cu creșterea tensiunii, să spun așa, și cu niște măsuri de securitate deosebite, ci și din punct de vedere diplomatic. Iată, sunt niște soluții în extremis. Asta nu sunt niște soluții pe care Uniunea Europeană să le fie acceptat acum 10 ani, sub nicio formă. Știm foarte bine că Uniunea Europeană nu acceptă conflicte, nu acceptă situații neclare, dar iată că în această situație Ucraina devine parte a jocului european, ceea ce iarăși este foarte important. În ceea ce privește declarația președintelui Trump, nu cred că surprinde pe cineva. Președintele Trump își dorea foarte tare o izolare, dacă ne aducem aminte în discursul pe care l-a avut în campania electorală, că el nu vrea, că el vrea să retragă armamentul, că el vrea să retragă totul în țară, că etc., etc. Iată că, la foarte scurt timp, după ce a ocupat fotoliul din Salonul Oval, devine un actor. El deja începe să spună foarte clar, domnule, America totuși consideră că este momentul să mențină securitatea internațională în forma ordinii mondiale, că asta este foarte important, pe care Woodrow Wilson o prevestea la începutul secolului 20 și în forma care cel puțin un secol până acum nu putem să spunem că a fost o pace gen Pax Romana, dar putem să spunem că dacă îmi permiteți așa o metaforă, s-a instaurat un fel de Pax Americana, în sensul democrației, în sensul valorilor europene, în cazul zonei noastre. Și ca atare, Trump, da. Poftiți? Vedem acum imagini cu președintele Poroșenko și o să trec cu acceptul dumneavoastră la invitatul nostru Ion Ursu, pentru că în imaginile respective este locuțiunea scurt a președintelui Ucrainei către conaționali, prin care îi anunță că Europa deschide porțile pentru cetățenii Ucrainei. Cum comentezi acest aspect, Ion Ursu? Este o mare realizare pentru guvernul ucrainean și pentru cetățenii Ucrainei, dar din păcate eu nu o să fiu de acord cu colegul meu, domnul Micu. Dreptul la liberă exprimare garantată în România. Da, și nu o să fiu atât de optimist privitor la perspectivele Ucrainei. După mine, Ucraina... Deci, o să analizez așa pe scurt fiecare problemă în parte. Crimea, după mine, e pierdută total. Pentru Ucraina, niciun stat din lume, inclusiv presiunile Statelor Unite sau Uniunii Europene sau o revitalizare a Ucrainei, nu pot schimba acest lucru. Pentru ruși, Crimea este ceva aparte. Ei mai degrabă, și am citit de mai multe ori în presă rusească, mai degrabă, dacă s-ar pune vreodată problema cu adevărat, mai degrabă ar renunța la alte teritorii rusești decât la Crimea.
Pentru că Crimeea este un cap de pod din punct de vedere geopolitic și adică militar. A renunțat la Transnistria ca să rămână cu Crimeea? Da, cred că nu că a renunțat la teritorii care sunt acum în componența Federației Ruse mai degrabă decât ar renunța la Crimeea. Nu că asta s-ar pune vreodată, dar așa ipotetic vorbind. Dar să nu uităm că în Crimeea este orașul Sevastopol, care este un oraș erou, este un oraș care are un statut de oraș martir pe perioada celui de-al doilea război mondial. Nu știu, din punctul ăsta de vedere și mai ales ținând cont și de înarmarea Crimeei, cum spunea domnul Bălăceanu, care s-a transformat în portavionul Crimeea, ucrainenii cred că și statele din vest cred că și-au luat gândul de la realipirea într-o formă sau alta a Crimeei la Ucraina. Asta pe plan practic, pentru că pe planul declarațiilor politice am văzut. Pe plan declarațiilor e clar că vor menține aceeași poziție. Dar în schimb în Donbas situația este un pic mai complexă. Citesc foarte des resurse sociale și mass media din regiunea separatistă din Donbas și Lugansk și foarte multă lume de acolo, inclusiv la nivel de leadership politic și militar, acuză mai voalat și nu chiar atât de voalat Moscova că practic a aruncat Donbasul în voia sorții și practic s-a focusat pe Siria și acum cele două republici separatiste, dacă un an și ceva în urmă erau pe poziția așa de, nu știu, ofensivă mediatică, declarații de bravadă și că nu ajungem până la Kiev, că noi dacă vrem rupem toate legăturile cu Kiev și dacă vrem obținem independența și în luptă. Acum, practic, au adoptat o poziție așa de defensivă și ciocnirile care s-au produs în ultimele săptămâni la Avdeevka au demonstrat că în lipsa unui sprijin susținut din partea Moscovei, practic aceste două republici în timp de câteva săptămâni poate să și dispară dacă Moscova nu le trimite. Un pic te întrerup, pentru că avem pe ecran imagini inedite, estimați telespectatori. Sunt imagini de la recentul sinod din 4 aprilie 2017, ținut de către conducerea Bisericii Ortodoxe Ucrainiene. Mitropoliții Ucrainei sunt, o să-i vedeți, în jurul mesei și la ceremonia care a însoțit acest moment. Biserica nu se pregătește în Ucraina și nu s-a pregătit doar pentru pace, ci și pentru ridicarea moralului unei populații care, înainte de toate, își pune speranța în Dumnezeu. Ucraina trece prin momente dificile. Mă înșel? Nu, trece prin momente foarte dificile și, cum spuneam, în afară de acest acord de liberă circulație, din Ucraina ne parvin foarte puține vești pozitive. Economia este în picaj. Vestul și-a luat, practic, mâna de pe Ucraina, în sens că noua administrație Trump și inclusiv și statele europene nu mai susțin atât de activ Ucraina cum o făceau cu un an sau cu 2 ani în urmă și lucrurile astea se văd și se simt și sunt vorbite inclusiv 2 sau 3 zile în urmă. Ministrul de Interne Arsen Avakov declara că așa mai voalat că noua administrație Trump practic a lăsat Ucraina în voia sorții. Și aici aș avea eu o completare. Miercuri în această săptămână, la G7, Tillerson, care este secretarul Departamentului de Stat, a întrebat retoric pe colegii săi, ministrii de externe, ce interes ar avea contribuabilul american în Ucraina. Sigur că după aceea a reiterat public atât el cât și purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat susținerea pentru menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei. Dar întrebarea este un semnal. Și din această perspectivă, istoricul și publicistul Constantin Corneanu cred că poate avea un comentariu interesant, mai ales că
tot la mijlocul acestei săptămâni, Eric, care este fiul lui Trump, a spus că Ivanka Trump este cea care a zis tatălui său că e timpul să reacționeze ca președinte al SUA, ea fiind mamă de copii și fiind pur și simplu emoționată, sensibilizată de copiii morți în atacul cu gaze din Siria. Comentariul lui Constantin Cornel. Da, e bine însă ca emoțiile să rămână doar emoții și să nu ajungă să influențeze deciziile strategice. Nu cred că președintele Trump a dat ordin de atac pentru că s-a fost așa de emoționat, ci pur și simplu a fost un act de voință în care s-a pus de acord cu Pentagonul, pentru că dacă pe de o parte în Ucraina nu sunt dispuși să facă război în adevăratul sens al cuvântului cu Rusia pentru Ucraina, pentru că pe contribuabil american sau pe soldatul american nu prea îl interesează Ucraina, atunci trebuie să dea un semnal foarte important în zona Orientului Mijlociu, pentru că dacă ei pierd americanii controlul asupra Siriei ca perspectivă strategică, nu pot să avanseze nici spre pivotul numit regiunea extinsă a Mării Negre, nici nu pot să se apropie de Marea Caspică. Deci este un joc în condițiile în care Federația Rusă, prin doctrina maritimă navală pe care o are, a spus foarte clar președintele Putin în iulie 2015, Oceanul Atlantic și Oceanul Arctic ne interesează. Din acest punct de vedere, Marea Neagră este o mare închisă. Flota turcească este în Marea de Marmara, nu este în Marea Neagră. Corect. Da. Și atunci, principalele nave, așa corect, este. Corect. Și atunci nimeni nu este neînțelegător în ce privește strategia ca să-și țină flota în Marea Neagră. Rușii încearcă să o scoată cât se poate de mult în Marea Mediterană, de aceea Siria este importantă din punct de vedere strategic pentru a avea extensia forței navale rusești la Atlantic, pentru că e așa, consideră că NATO a făcut prea multe lucruri în Oceanul Atlantic și se apropie foarte mult de frontierele Rusiei. Pe de altă parte, Ucraina trece într-o perioadă extrem de dificilă. Abandonarea de către Uniunea Europeană la nivel de investiții de capital și de perspectivă, nu numai asta cu circulația, că asta este un subiect interesant și ridică moralul cetățenilor Ucrainei, dar iau nevoie de puțin mai mult. Ori lucrurile sunt foarte clare. Orașul erou Sevastopol nu va fi niciodată bază navală NATO-americană. Nu vor renunța niciodată la Crimea pentru că este portavionul Mării Negre. Întrebarea este până unde vor fi dispuși să moară rușii pentru Crimea. Vor fi în stare să facă război. Nimeni nu-și dorește război, deși ei sunt în război la ora actuală și consideră că sunt în război pentru că au diferite confruntări. Iar Siria este un test de voință între Occident și Federația Rusă vis-a-vis de această proiecție a puterii militare rusești, care se permite după aceea o influențare a dialogului politico-diplomatic. Cred că lucrurile vor fi extrem de complicate pe această linie a frontului din Donbas și Lugansk. Într-adevăr, Rusia nu poate să le facă pe toate și chiar dacă și-ar dori, nu ar putea să întrețină această existență. Sigur că agită puțin lucrurile pentru ca pe o discuție politico-diplomatică să ajungă la o negociere vis-a-vis de aceste acorduri de la Minsk, care înseamnă federalizarea Ucrainei, chestie pe care Ucraina nu o vrea, dar nici Germania, nici Franța nu mai sunt așa de încântate de ce se întâmplă în Ucraina. Corupția este oricum destul de mare, reformele nu sunt făcute așa cum trebuie, deci Ucraina nu performează pe un anumit standard de calitate al Uniunii Europene. În această perspectivă, va fi o primăvară extrem de interesantă pe linia frontului ruso-ucrainean. Va fi o vară extrem de interesantă, o primăvară și o vară extrem de interesantă în acest Orient Mijlociu, în care căderea Siriei, fie într-un haos și anarhie, cum spun președintele Putin, influențat de americani, fie în mâna lui Bashar al-Assad și aliaților săi strategici, Federația Rusă și Iranul, va complica o ecuație strategică în zonă care are influența asupra bazinului Caspic, asupra unor direcții în care mizele pe lângă înalta strategie au legătură și cu resursele de energie, care sunt foarte importante. Domnule general, Ucraina are o mare problemă, corupție. O să vedem imediat o publicație care arată că într-un top recent făcut în această săptămână a ieșit pe locul întâi în lume. Și din perspectiva aceasta, ca un militar riguros, considerați că adevăratul inamicul numărul unu al Ucrainei este corupția sau Rusia? V-aș întreba, dacă îmi permiteți, pentru România inamicul numărul unu este Rusia sau corupția? Bun răspunsul. Aș răspunde și pentru ei și pentru noi. Buna guvernanță sau proasta guvernanță aparține problematicii legate de corupție și de mită. Sigur că pot să fie niște fenomene diferențiate din punct de vedere al procentului, dacă putem stabili un procent, cum se mai dau în anumite statistici. E o problemă serioasă a Ucrainei, cum de altfel este o problemă serioasă și a României. Avem acum pe ecran, domnule general, acel articol care menționează clar, este un portal ucrainean în limba engleză care spune
Ucraina pe locul întâi în topul corupției mondiale. Este o știre din această săptămână. Sigur, eu mi-aș permite o mică paranteză, în sensul în care România a avut un moment istoric extrem de favorabil din punct de vedere politic, pentru că România a fost acceptată în NATO din punct de vedere politic, România a fost acceptată în Uniunea Europeană din punct de vedere politic. Efectele benefice le vedem acum, dincolo de toate tendințele destul de scăzute, deocamdată eurosceptice sau chiar împotriva Uniunii Europene. NATO se menține în privința aceasta la un grad înalt de încredere în privința exprimării gradului de încredere al românilor. Una din problemele Ucrainei este corupția, dar o altă problemă, și presupune o analiză și pentru noi, este faptul că armata ucrainiană a fost subfinanțată ani de zile. Probabil și ea se confruntă cu aspecte legate și de corupție. Întotdeauna armata este o cutie de rezonanță a societății. Și atunci lucrurile acestea s-au demonstrat în momentul în care armata ucrainiană a fost solicitată, între ghilimele, să acționeze. Măsura acțiunii se vede și acum. S-a văzut cedarea, mai mult prin trădare, a Crimeii. Foarte și bine, sigur se văd acțiunile nereușite din punct de vedere militar a Donbasului. Analiza mea pentru spațiu martie 2014, dacă nu mă înșel, Ionuț, spune în felul următor: Rusia a intervenit destul de târziu, adică pe un spațiu de aproximativ 2-3 luni, rușii nu au fost atât de prezenți în zona Donbasului. Din punct de vedere militar, o intervenție în forță îndreptățită la vremea respectivă, chiar cu o misiune de securizare post-conflict, ar fi fost binevenită. Armata ucraineană n-a avut o asemenea capacitate. Lucrurile acestea sunt destul de serioase în această privință, mai ales că Ucraina trebuie să-și exprime într-un fel statalitatea. Statalitatea o poți exprima, în primul rând, prin bună guvernanță și economie. Aici Ionuț a subliniat că sunt probleme deosebite, dar și prin ceea ce reprezintă manu militari. Până la urmă, și n-aș vrea să trag neacademic spus spuza pe turta mea, dar dincolo de toate soluțiile care pot să fie diplomatice, economice, financiare, culturale și așa mai departe, soluția ultimă, dar decisivă, rămâne soluția militară. Soluția militară a Rusiei alături de Crimeea, soluția militară alături de așa zisul război hibrid în Donbas, soluția militară a Rusiei în Siria, soluția militară de ultimă oră a Statelor Unite prin lovirea cu rachete de croazieră a obiectivelor din Siria. Iată de ce Ucraina trebuie să-și reconsidere problemele legate de statalitate și cred că un obiectiv central ar fi și acela de revitalizare a armatei. Este greu să realizezi o asemenea revitalizare fără un sprijin din extern și nu-l văd atât de concret acest sprijin. Pe de altă parte, dați-mi voie la o analiză cu o factură istorică. Reiterez faptul că pentru România, care trebuie să-și analizeze întotdeauna potențialii adversari, fac doar o analiză militară, mă separ un pic de o analiză diplomatică. Nu știu dacă o Ucraina puternică din punct de vedere militar, puternică în armată, ar fi foarte favorabilă României, neștiind care este drumul politic al Ucrainei într-un viitor. Dar la ora actuală, cel puțin, Ucraina rămâne o zonă de interes și pentru Rusia, extrem de importantă. Cred că a devenit pentru Rusia, dacă nu exagerez, un spațiu vital de afirmare, nu atât a intereselor, cât a concepției de apărare a Rusiei, acel principiu apărării înaintate, care aparține oricum statelor mari. Este o zonă de interes și pentru Uniunea Europeană, dar nu atât de mult încât să sprijine direct Uniunea Europeană, și este și o zonă de interes pentru România, pentru că se menține totuși și putem considera cel puțin deocamdată Ucraina ca o zonă tampon între ceea ce reprezintă Federația Rusă NATO și, de ce nu, Federația Rusă România, respectiv Bila Moldova. Bila, domnule Genam, mi-a plăcut enunțul dumneavoastră, ai vrut să intervin, Ion Ursu. Am vrut să intervin, mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul general, și anume că
Ce s-a întâmplat în Crimea în primăvara lui 2014 a fost fără îndoială o trădare, o trădare din partea elitei politice de la Kiev. Cea care atunci era la conducere. Cea care atunci a venit la conducere pe fondul revoluției Euromaidanului care s-a produs. Comandanții militari din Crimea au tot așteptat unii ore, unii zile, unii chiar peste săptămână, ordine de la Kiev care nu au venit și atunci, fără ordine clare, pe fondul unor presiuni uriașe, pe fondul trupelor rusești, să nu uităm că trupele rusești au existat în Crimea încă din perioada în care Crimea a fost parte a Ucrainei. Acolo, în 1997, flota sovietică de la Marea Neagră a fost partajată în două, între Ucraina și Rusia, și Rusia a menținut nave și câteva batalioane de soldați în Crimea, și atunci inclusiv din aceste batalioane, dintr-unul din batalioanele de pușcași marini sau de infanterie marină rusești, s-au creat acești soldații verzi care au ocupat toată infrastructura critică și s-a ajuns la ce s-a ajuns în Crimea. În Donbass a vrut repetarea acelui scenariu, dar ucrainenii se pare că și-au învățat lecția între timp, nu au fost de acord cu cedarea Donbassului, o zonă extrem de importantă, o zonă chiar strategică pentru Ucraina, toate marile uzine metalurgice, toate câmpurile de cărbune din Ucraina se află în Donbass. Pe lângă acestea, interesele economice ale elitei corupte de la Kiev și ale oligarhilor se leagă de Donbass și din acest motiv scenariul Crimeei nu a putut fi aplicat și s-a ajuns la acest conflict care se prelungește deja de 3 ani. Și cum menționam și anterior, Rusia practic asemenea a abandonat Donbassul, cum vestul a abandonat și Kievul. Deci ambele tabere sunt exasperate așa. Și mai, se mai întâmplă ceva foarte important în cele două republici separatiste, așa numite republici separatiste. În ultimele 2-3 luni asistăm la un val de decesuri neașteptate ale liderilor separatiști de la Donbass și Lugansk. Mă refer aici la moartea celor doi comandați quasi legendari, Kivi și Modorola, lucru care sunt acuzați tot separatiști, deci practic treaba internă. Fostul prim-ministru al Republicii de la, așa numite Republicii de la Donbass, a murit în arestul toți separatiștilor. Primul lider al așa numite Republici de la Lugansk a murit la Moscova de atac de cord la 42 de ani, el fiind militar de carieră. Asta aduce aminte de decesul succesiv a unor diplomați ai Moscovei pe diferite meridiane. Și la două zile a murit și ministrul transporturilor din Donbass. Deci asistăm așa la un val foarte suspect de decese puse pe seama grupilor de diversioniști ucraineni sau pe seama unor cauze naturale, cum ar fi atacul de cord, când de fapt, după părerea mea, sunt reglate mai multe conturi în acea regiune. Posibil că Rusia scapă și de niște actori și niște marturi foarte incomozi, dar chiar citeam că s-a publicat în presă de-abia acum că în decembrie a fost comandat al armatei din Lugansk, a murit bătut până la moarte de așa numiți consilieri ruși din Donbass, care de fapt controlează linia politică și militară în acele două republici separatiste. Interesant. Acum am un test pentru domnul Gabriel Micu. Avem pe ecran un facsimil, pagina 1 din publicația Telegraph, care redă declarația lui Eric, fiul lui Trump, care spune că bombardamentul cu rachete Tomahawk în Siria demonstrează că nu este nicio apropiere, legătură, conexiune între Donald Trump și Putin. Păi, da, nici nu văd ce fel de legătură ar putea fi. E vorba de acuzațiile
legate de influențarea de către Rusia a campaniei electorale. Nu, am înțeles perfect întrebarea dumneavoastră. Eu m-am exprimat în sensul că personal nu văd nicio legătură faptul că au existat o serie întreagă. Bineînțeles, știm foarte bine, diplomația publică acționează peste tot și mai ales în zilele noastre. Mă rog, pot completa și, adică mi-aș dori să completez și niște afirmații făcute de colegii mei înainte, dar deocamdată, referindu-mă la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, este un rezultat clar al diplomației publice rusești, după opinia mea, pentru că această formulă de a, nu neapărat dezarma, dar de a descuraja tendința de, tocmai vorbeam de Pax Americana, tendința de generalizare a unui sistem democratic în toate țările lumii, s-a manifestat și se manifestă, cum vedem, prin tot felul de afirmații, care, desigur, venind din gura unor persoane, hai să nu spun neapărat legitime să le facă, dar cât de cât importante și actori importanți în țările respective, măcar induc ideea și induc sugestia că ar exista o legătură între cei doi. Presupunând prin absurd, evident, lucrăm și cu astfel de ipoteze, care există o astfel de legătură? Mi-e greu să cred că există o legătură între establishmentul american și domnul Putin. Chiar mi-e greu să cred. Dovada faptului că ceea ce președintele american spunea în campanie este total în opoziție cu ceea ce, iată, acum se întâmplă prin deciziile pe care le-a luat președintele american. Dacă îmi permiteți, dacă e timpul necesar, 2 minute numai, nu mai mult. 2 minute și 30 de secunde din simpatie. Vă mulțumesc frumos. Continui să cred că diplomația face niște eforturi deosebite în Ucraina, diplomația internațională, că va avea succes sau nu, domnule Ursu, nu depinde nici de noi, zic eu, de noi, ci de la masă. Va depinde de ceea ce se întâmplă pe spațiu. Desigur, situația din Ucraina nu mi se pare o chestiune nouă. În Ucraina, rușii au acționat așa cum au acționat, precum spuneam, în toate conflictele înghețate. Mai mult decât atât, dacă vă aduceți aminte de situația din Cipru. Și mai avem și alte situații, mai ales în America de Sud. Să știți că în niciun fel de confruntare de genul celei care o vedem acum în Ucraina, nu a existat sau nu a lipsit trădarea. Nu se poate. Adică armata, dacă ar intra în forță, intrăm în război. Este o chestie de drept internațional public, ne poziționăm în tranșee și la revedere. Diplomația tace, încep să vorbească arme. Știți, sunt fascinat de ce spuneți. O secundă. A spus nu ar lipsi trădarea și mă gândeam la epoca postbelică, postdecembristă a României. Și la niște personaje cărora li s-ar potrivi, nu ar lipsi trădarea. Îmi scapă numele lor acum în emisiune, da. Da, și România a fost trădată în iunie 40. N-am tras. Corect, așa este. Tragem. Așa este. Trăgeam, aveam o altă șansă istorică. Vă rog să continuați, domnul Micu. Deci, domnul general, eu cred că sunt niște reguli universale ale desfășurării activităților diplomatice, care în momentul în care eșuează, dau breșă pentru cele militare. De foarte multe ori, însă, ele sunt în foarte strânsă legătură. Și încercările, repet încă o dată, atât a Bruxellesului, cât și ale Washingtonului, de fapt, Bruxellesul n-a făcut altceva decât să dubleze sau să întărească atitudinea pe care am văzut-o din partea conducătorilor NATO față de Ucraina. Nu înseamnă că Bruxellesul la acest moment este pregătit din punctul meu de vedere, nici din punct de vedere economic și nici mai ales din punct de vedere strategic, să preia un cartof atât de fierbinte ca Ucraina. Ceea ce a făcut acum Bruxelles este mai mult o intenție, un anunț, un atașament față de situația de acolo, din Ucraina. O bură de oxigen. Iar la acest moment, și cu asta, dacă îmi permiteți, cred că au trecut 2030 de secunde, vă mulțumesc pentru înțelegere. Iar la acest moment, după opinia mea, linia roșie este din ce în ce mai clară de demarcație. Ceea ce se întâmplă acum nu este altceva decât o repoziționare a frontierei care de această dată, față de ceea ce eram obișnuiți în politica de securitate de apărare a Federației Ruse, nu mai avem cordonul sanitar. Pur și simplu avem pe de o parte NATO, pe de altă parte Federația Rusă. Îmi cer scuze că am o ilustrație specială pentru Constantin Corneanu. O avem imediat pe ecran.
o să o vedem, o comentăm, pun întrebarea și ulterior dacă vrei să faci completări. Această imagine este din locul special în care, fiind la Mar-a-Lago, acolo unde s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping, președintele Trump a coborât în încăperea de unde discuta în direct cu generalul Matt Davis, care este secretarul apărării, și cu șeful Comitetului Unit al șefilor de stat major de la Pentagon. Cei doi se aflau la Pentagon. Operațiunea era de lovire cu rachetele Tomahawk a bazei militare aeriene din Siria, dar dacă vă uitați la această fotografie, stimate domnule doctor Constantin Corneanu, mie mi-aduce aminte de imaginea în care președintele Obama, vicepreședintele Biden urmăreau pe ecran lichidarea lui Osama Bin Laden. Istoria se repetă la alt nivel, nu? Da, poate că da, depinde de imagine. Este un joc de imagine care vor să ne convingă de forța și măreția Pentagonului, de capacitatea de a gestiona concret în timp real o situație extrem de delicată, pentru că se știe că rușii au fost anunțați cu ceva timp înainte. Rămâne întrebarea de ce apărarea antiaeriană rusească nu s-a activat, de ce apărarea antiaeriană siriană nu s-a activat, de ce lucrurile au fost date să curgă. Bune întrebările. Dar asta nu înseamnă că dacă mai se joacă o dată cu focul, nu se întâmplă exact ce trebuie să se întâmple. Adică poate că și aici este un calcul strategic, pierdem pe termen scurt ceva, dar mai mult nu se poate. Apropo și de ideea de loialitate și de trădare, acceptați ideea că totuși Ucraina face parte din spațiul cultural rusesc, din mentalul rusesc, ca un spațiu rusesc, și atunci loialitate față de cine? Și de aici începe lunga discuție legată de această lume care s-a fragmentat, legată de această catastrofă geopolitică, dispariția Uniunii Sovietice, cum spune președintele Vladimir Putin, legată de ideea că frontierele administrative ale Uniunii Sovietice devin frontiere de stat ale unor entități statale, gen Ucraina, care are ceva probleme legate de definirea identității sale statale. Să nu uităm că nordul Bucovinei, Sfântul Herțe, se află în componența statului ucrainean, că pentru noi pactul Molotov-Ribbentrop, sau, mă rog, în timp ce pentru alții pactul Molotov-Ribbentrop au fost anulate consecințe juridice, pentru noi încă nu. Și atunci, când discutăm despre raporturile ruso-ucrainene, trebuie să avem în vedere, pe de-o parte, interesele de securitate ale Federației Ruse, direcția operativ strategică Kiev-Moscova, care înseamnă pace sau război, ideea de loialitate față de cine semn întrebării, și un stat care, dacă mai continuă să fie în topul corupției, s-ar putea să ajungă un stat eșuat. Și dacă avem un stat eșuat, avem o problemă. Și atunci, un european are mai multe probleme, pentru că s-a amestecat și n-a reușit să ducă până la bun sfârșit o problemă, pentru că n-a fost pregătit. În ce privește fotografia cu președintele Trump, este vorba de, cred că Pentagonul l-a convins că ar cam trebui să facă ce vrea Pentagonul, și atunci practic s-au cam întâlnit pe aceste interese, și de aici pleacă marea întrebare: cine va domina scena politică la Washington? Președintele sfătuit de Ivanka sau de, eu știu, cine se mai sfătuiește pe acolo, sau Pentagonul? Adică complexul militar industrial și interesele... Întrerup un pic, pentru că avem pe ecran o imagine inedită, nu a fost difuzată în România, este imaginea doamnei comandor care de pe nava Porter a ordonat, după ce a primit de la Pentagon ordinul, declanșarea loviturilor cu rachete Tomahawk. O femeie puternică pe o navă puternică într-o operațiune pentru care a fost personal felicitată de președintele Donald Trump. Comentariul dumneavoastră, domnule general Virgil Bălăceanu, referitor la bărbăția acestei femei. Comentariul meu are o întrebare și întrebarea pentru mine e retorică. Nu pricep, nu înțeleg, nu găsesc o motivație a folosirii armei chimice de către Bashar al-Assad. În general, arma chimică, într-o operațiune militară, se folosește pentru slăbirea inamicului, lovirea punctelor de comandă, lovirea forțelor principale. Cândva ne uitam după grupările de blindate ale inamicului care să fie lovite. Dacă vreți, lovirea comunicațiilor, a punctelor obligatorii de trecere și așa mai departe. De ce s-ar fi ordonat lovirea în condițiile în care Siria era obligată să întrebuințeze arma chimică, să dețină arma chimică și și-a distrus o bună parte din cantitățile de substanțe chimice Rusia de luptă? Rusia chiar s-a angajat că a scos toate armele Sigur chimice. Sigur că da. Pe de altă parte, se știa că folosirea armei chimice nu numai va însemna o sancțiune internațională, dar va însemna și o atitudine de sancționare și din punct de vedere militar. Deci toate concluziile sunt extrem de nefavorabile pentru întrebuințarea acestei arme chimice, care n-a avut niciun efect.
nici măcar psihologic asupra populației, ridicând gradul de, dacă vreți, de cruzime. Am lovit o parte din populație ca să afectez celelalte forțe. Și mă întreb, dacă au vrut să întrebuințeze arma chimică, de ce n-au lovit o coloană a forțelor paramilitare, care era până la urmă o coloană militară? E un semn de întrebare și văd că lucrul acesta este lăsat deoparte. Se urmărește doar, și noi acum am urmărit, modul în care a reacționat într-adevăr printr-o reașezare strategică a Statelor Unite, sublinea mai devreme și Costi Corneanu, ca mare putere în zona Orientului Mijlociu. Aspectul acesta este relevant, într-adevăr, spre deosebire de administrația Obama, care a căutat să retragă folosirea armatei americane din tot ceea ce înseamnă interesele Statelor Unite. Experiența Afganistan-Irak este destul de recentă. Iată că acum asistăm la o reîntrebuințare de către administrația americană, manu militar, spuneam mai devreme, în reașezarea strategică a Statelor Unite în anumite zone și, dacă vreți, deja cu o prioritate față de ceea ce înseamnă rolul Rusiei în zonă. Aș mai face o subliniere care ar trebui să o menționăm. Îl ascultam cu atenție pe colegul Corneanu legat de vara fierbinte care urmează. Și aș mai adăuga un scenariu, nu știu dacă va aparține lui 2017 sau 2018, dar e un scenariu la care trebuie să reflectăm. Kurdistan se numește acest scenariu. Interesantă afirmația domnului general, dar vom continua emisiunea NATO cu ochii pe Ucraina, Siria și Georgia după pauza publicitară, când ne vom muta atenția pe harta militară a Georgiei. Continuăm emisiunea Valori Euroatlantice. Avem acum pe ecran imaginea lorii de poziție de la cartierul general al NATO în legătură cu situația din Georgia, cu alegerile din Osetia de Sud, alegeri care, bineînțeles, au fost câștigate de cel care are capul plecat spre Moscova. Alegerile din Osetia de Sud nefiind altceva decât contestarea integrității teritoriale a acestui stat, care din 2008 încoace nu mai controlează nici Abhazia, nici Osetia de Sud, devenite formal state recunoscute de Moscova și alipite pragmatic de către Federația Rusă. Cum comentezi această declarație, Ion Ursu? În Georgia se întâmplă câteva lucruri interesante. Georgia, ca și Ucraina, a primit drept de, georgienii ca și ucrainenii, de fapt, au primit drept de circulație în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, guvernul georgian încearcă o reapropiere față de Moscova în sens de balansare între Uniunea Europeană și Federația Rusă, renunțând la politica practic de rupere a tuturor legăturilor care se registra la momentul când Saakashvili era președintele Georgiei. Georgia are două conflicte înghețate, a avut trei, a reușit între timp câțiva ani în urmă, 5-6 ani în urmă, să-și rezolve conflictul cu Adjarea, pe care a reînglobat-o în teritoriul țării, însă are două conflicte cu Abhazia și Osetia de Sud, conflicte în care are șanse mici de izbândă, dacă suntem realiști. Georgia, spre deosebire de Republica Moldova sau de alte state, Armenia sau Azerbaijan, are frontieră directă cu Federația Rusă. Mai mult decât atât, aceste două republici separatiste au frontieră directă cu Federația Rusă și în aceste condiții pentru săraca Georgie sunt puține opțiuni pentru a reintegra aceste republici separatiste înapoi în componența ei. Mai e un lucru foarte interesant, s-a întâmplat acum cam 10 zile când s-a publicat o lege atât în Osetia de Sud cât și în Federația Rusă, potrivit căruia o parte din armata
Osetii de Sud, o parte din militarii Osetii de Sud pot servi stagiu militar în componența Armatei Federației Ruse. Deci, observăm o evoluție în care gradual Osetia de Sud se va îngloba în componența Federației Ruse. Nu știu când va fi, anul acesta, peste un an, peste doi ani, dar cert este că s-a început un proces care nu știu dacă poate fi oprit de cineva. Acum câteva zile în urmă, când au fost alegeri în Osetia de Sud, pe lângă alegerile produse s-a votat și un referendum potrivit căreia numele oficial al statului va deveni Alania, nume care îl poartă și Osetia de Nord din componența Federației Ruse. Deci se creează tot... cât mai multe conexiuni. Diferite motive pentru a se face o conexiune și pentru ca în timp Osetia de Sud și după aia și Abhazia să fie înglobate în Federația Rusă. În Abhazia s-a creat după 2008 o bază militară, dacă nu mă înșel, baza 7-a militară rusă. Sunt câteva mii de soldați acolo și conform tratatului de securitate și de ajutor militar semnat între Federația Rusă și Abhazia, trupele rusești și-au asumat protecția teritorială a Abhaziei. Deci, din acest punct de vedere, o soluție militară împotriva Abhaziei sau Osetiei de Sud pare foarte improbabilă, pentru că s-ar ajunge din nou la un conflict cu Federația Rusă și știm cu ce s-a întâmplat, cu ce s-a soldat război de 5 zile din august 2008. Am o chestiune aparte pentru tine. Eram la Garmisch și aveam colegi din Georgia, foarte tineri, exact de vârsta ta, și îmi spuneau că în Georgia nivelul 2, 3, 4 este ocupat de oameni care au fost școlarizați la universitățile de peste ocean. Problema Rusiei în relație cu ei este că ei nu acceptă o conducere la Tbilisi care să fie de o altă formație decât cea de formație sovietică. Și surpriza a venit când s-a jucat un scenariu pe Georgia și scenariul era că bande de teroriști atacă niște conducte petroliere, deci neutru, ca să vadă problema. Și spre stuparea asistenței, acești studenți, adică absolvenți de universități din SUA, acum aflați în Germania, au cerut ca pentru rezolvarea situației respective să intervină în Georgia și trupele ruse. Da, Rusia oricum este un actor în Caucaz și din acest punct de vedere eu cred că approach-ul guvernului de la Tbilisi de a restabili anumite forme de dialog cu Federația Rusă este până la urmă normal. Chiar și în condițiile în care ai chiar două conflicte înghețate și relații de animozitate reciprocă. Pe de altă parte, în Georgia s-a întâmplat un lucru foarte interesant pe parcursul celor două mandate a președintelui Saakashvili. Georgia, spre deosebire de Ucraina, care cum menționa cum menționau și colegii mei, toți cei trei colegi, în Ucraina sunt grave probleme de corupție. Ucraina se află la aproape să intre în zona în care se poate fi înglobată ca stat eșuat cu probleme pe care cei trei ani scurși de după Revoluția Demnității Naționale nu le-au rezolvat. Reformele bat pasul pe loc. În schimb, în Georgia, în cei 8 ani în care a fost Saakashvili, s-au creat niște reforme structurale atât de mari încât și analiștii politici și militari ruși și mass media din Federația Rusă și opinia publică din Georgia recunosc că drumul înapoi nu mai poate fi făcut. Deci s-au făcut niște reforme structurale, s-au adus sânge proaspăt în instituțiile de forță, instituțiile civile, oameni tineri, o altă viziune, educați la universitățile din afară. S-a creat o anumită cultură a meritocrației. Ea nu e perfectă, dar sunt anumite semințe care dau rezultate foarte întrerup un pic, pentru că avem acum pe ecran imaginea opusului meritocrației. Este vorba de câștigătorul alegerilor din Osetia de Sud. Mă uit la această imagine și parcă îl văd pe Igor Dodon din Republica Moldova. Cum comentează rezultatele alegerilor din Osetia de Sud?
Nu pot fi comentat, pentru că ele sunt corecte, sunt desfășurate după un anumit tip. Asta e ironie cu corecte? Ce să comentăm? Deci lucrurile sunt foarte clare. Deci Federația Rusă nu va permite niciodată să piardă sub control Caucazul, care este de importanță strategică pentru ideea de securitate națională a Federației Ruse. Pe de altă parte, Georgia, dacă vrea să trăiască niște și pace pe un spațiu în care Marea Neagră chiar este lac rusesc în aceste momente, la modul cel mai serios din punct de vedere strict militar, ca să nu vorbim despre alte lucruri, ea fiind Georgia în drumul oleoductor și gazoductor care vin din zona caspică, ce poate să facă? De intrată NATO pe termen scurt și mediu sunt foarte multe semne de întrebare, iar pe lung nu știu ce să zic. Și atunci trebuie să aibă un dialog politico-diplomatic cu Federația Rusă, cu această meritocrație, cu această societate care s-a reformat, pentru ca să se cadă la puțină pace. Pentru că nimeni nu vrea acest război, dar vrea să găsească formule de existență și de supraviețuire. Și dintr-o astfel de perspectivă, aceste conflicte, aceste alegeri, aceste gesturi care se fac în acest spațiu, nu stă altceva mai decât să încălzească această relație pe ideea veniți la dialog și dialogăm până unde și până când și cum. Deci nu există spațiu de manevră. Deocamdată, în 2008, mi-aduc aminte că NATO n-a avut curajul să ofere Georgiei un map să intre. Mi-aduc aminte că, totuși, lucrurile nu sunt foarte clare în ce privește perspectiva de integrare a Georgiei în NATO. Iar capacitățile militare din peninsula Crimea și ca aplicația Caucaz 2016, care s-a realizat și modul în care și-a manifestat puterea Federației în punct de militar, naște foarte multe semne întrebare vis-a-vis de capacitatea forței de reacție rapide a NATO de a intra prin forță în Marea Neagră pentru a apăra Georgia sau orice altă țară membră NATO, riverană Mării Negre. Deci aici este un joc politico-diplomatic și militar în care trebuie să fim foarte atenți la disponibilitatea unora și altora de a se escalada această cursă a armelor și aceste gesturi gen astăzi bombardăm cu Tomahawk, mâine bombardăm cu calibru din Caspica sau invers, ca să demonstrăm că avem o putere militară pe care toți știm că există, însă în condiții reale de război încă n-a fost testată. Și abia atunci vedem ce se întâmplă cu armamentul din dotare. Că așa, teoretic, ar putea să ne cadă niște rachete peste 5 minute în cap, dar nu știm dacă pe drumul lor aceste rachete din cele 59 chiar toate au căzut unde trebuiau sau s-au pierdut pe dus în alte zone. Deci eu cred că, mă rog, îmi cer iertare dacă am fost ironic vis-a-vis de alegeri, dar practic este un joc ca și la Tiraspol, în care noi facem că avem o democrație, când de fapt suntem la mâna jocului geopolitic inițiat, regizat și am dat cu grijă către marile puteri care decid în ce privește zona. Domnule Micu, asistăm la o încremenire în proiect a celor care conduc Georgia? Păi asta e mai de mult. Au existat pași, știți cum, ca la vals. Deci și înainte, și înapoi. Deci, problema este, zic eu, se poartă pe un alt palier. Lucrurile sunt identice. Momentul în care Osetia de Sud, Abhazia, au devenit ce au devenit, din acel moment știm despre ce vorbim. Că acele încercări, atât ale Occidentului, cât și ale Federației Ruse, de a capta o anumită masă critică a puterii de decizie din Georgia, s-a manifestat în toată această perioadă, este de notorietate, este evident. Firescul de care vorbea colegul Corneanu, îl văd și eu. Adică nu văd ceva revoluționar în acest moment în zonă. Eu cred că ceea ce ar trebui să urmărim, corelarea între ceea ce se întâmplă în Georgia, ce se întâmplă în Republica Moldova, ce se întâmplă în Ucraina de astăzi. Deci, eu cred că scenariile sunt extrem de asemănătoare, actorii sunt diferiți, poate scenografia are ceva de suferit, dar regia observăm că este aceeași. Deci, încremenirea în proiect, eu zic că este încremenirea generală în proiect. Mai mult decât atât, a mai venit și cu bomboana pe colivă, cum se spune, Ucraina de câțiva ani. Nu știu dacă, și aici este să vedem meritul sau nu al administrației Trump în viitor, nu știu dacă americanii care cu siguranță nu au de gând să pună sare pe rană în conflictul din Marea Neagră, vor reuși prin instrumentele politico-diplomatice pe care la acest moment le au la dispoziție să aducă la masa tratativelor și a negocierilor măcar experții, dacă nu la nivel politic. Interesant.
Ai vrut să intri? Da, mi-aduc aminte că dacă la Cooperative Partner 2002 de-abia a venit o navă georgiană care a rămas noaptea în Marea Neagră, alarmă, ne-am dus noi, am luat-o, am adus-o, astăzi aceste nave nu mai există. Deci forța navală a Georgiei este aproape inexistentă. Ei nu au forțe navale, au doar gardă de coastă. Păi da, cu niște nave date către turci. Asta e un aspect. Doi, parcă acum câteva zile, multe așa, noi am aflat că nu mai putem să înarmăm fregatele noastre, care nu pot să deschidă prea mult focul, cât cu un singur tun, pentru că acea firmă care a câștigat licitația nu primește armamentul pe care trebuie să-l cumpere ca să ne-l aducă nouă. Și atunci cine să mai pună sară pe celană, pentru că într-o mare care este mare închisă, cu forțe navale ruse impresionante, deja sunt 3 submarine aproape indetectabile la Sevastopol, vin încă 3 până la sfârșitul decembrie 2017. În timpul aplicației Caucaz 2016, aviația rusă a pătruns în spațiu aerian și a blocat strânturile Mării Negre. Deci lucrurile sunt extrem de îngrijorătoare în ce privește disponibilitatea de a escalada această ostilitate. Mai bombardăm cu niște rachete, mai umblăm la sub 100 de metri, mai... Deci, haideți să negociem, este singura soluție și să vedem cam ce interese are fiecare. Nu mai spun de ideea că noi suntem puțin cam depășiți toate resursele energetice sau traseele energetice care trec pe lângă noi. Iar România, pe strategia energetică din decembrie 2016, cam până în 2030, va ajunge într-o foarte mare încurcătură pentru că va crește importul de țiței în balanța energetică a României și atunci avem nevoie cu orice preț de gazele offshore din Marea Neagră care trebuie să fie explorate și exploatate. Ori există o sumă întreagă de probleme din punct de vedere și financiar și tehnic. Deci e timpul negocierilor ca să evităm o vară, o toamnă și o perspectivă fierbinte. Iată imaginea acum pe ecran în fereastra din dreapta. O să rog pe Ioan Ursu să le comenteze. Sunt imagini ale prezenței Sfântului Părinte pe tărâm georgian. Papa a făcut o vizită acolo și cu această ocazie a fost o adunare religioasă la care au participat numai cei care erau de credință catolică. În tot acest timp, preoți ortodoxi georgieni protestau afară împreună cu un grup de manifestanți pentru că ei considerau neoportună prezența papei, deoarece Biserica Catolică, din perspectiva preoților ortodoxi georgieni, recunoaște căsătoriile gay. O să vedeți în minutele care urmează imagini de la această manifestare. N-au fost mai mult de 3.000 de oameni, dar a fost un semn al Vaticanului de deschidere spre Europa de Răsărit, spre Georgia și către Biserica Ortodoxă din această țară. Vaticanul, până la urmă, a făcut un gest care ține de comunitatea euroatlantică, care nu vrea să lase Georgia în mâinile Federației Ruse, cel puțin la nivel religios. Opinia ta, Ion Ursu? Da, opinia mea este că avem un papă foarte activ, care călătorește în foarte multe state ale lumii, a trecut acum inclusiv și prin Georgia și chiar dacă au fost ceva proteste, a comunicat cu liderii Bisericii Ortodoxe Georgiene, deci nu a fost un afront adus comunității de ortodoxi georgieni sau ceva de genul. După mine nu aș da o însemnătate geopolitică extraordinar de mare. Într-adevăr, pentru Georgia a fost un eveniment, dar nu știu, din punct de vedere geopolitic nu pot să spun că a fost un lucru extraordinar din perspectiva mea. Domnul Jean Balăceanu? Georgia are o istorie veche, o istorie culturală interesantă, o istorie a creștinismului interesantă, o istorie mitologică, dacă vreți, interesantă. Da, Georgia rămâne un spațiu de interes din perspectivele pe care le menționam mai devreme. Din celălalt punct de vedere, nu m-aș duce spre semnificația vizitei papei, este binevenit, este o deschidere, dacă vreți, și către lumea ortodoxă, să fim optimiști, să credem că undeva în timp, nu știm exact când, creștinii vor fi din nou împreună, așa ar trebui să fie, să nu credem în previziunile lui Huntington, deși a avut multă dreptate în ceea ce înseamnă lumea și Europa cum este așezată ea acum.
Dar aș face câteva mențiuni în completare la cele făcute de antevorbitorii mei. Totuși se așează într-un fel Europa, se așează într-un fel NATO. Se așează în spațiu care era menționat puțin mai devreme, fără să existe o zonă distinctă, acel buffer zone care exista cândva. NATO este preocupat de câteva priorități la ora actuală. Georgia nu reprezintă o prioritate, Ucraina nu reprezintă o prioritate. Una din problemele deosebite pe care le-a avut și cred că încă le mai are NATO se numește modalitatea prin care își generează forța în situațiile de criză. Iată că s-au găsit soluții, mai ales sunt un pic invidios pe flancul nord-estic, nu? Dislocarea grupurilor de luptă. Grupuri de luptă, dacă ne uităm la o analiză a echipamentelor, sunt destinate apărării, dar sunt grupuri de luptă care aparțin unor acțiuni militare mai vechi, sunt de tip mecanizat, de tip blindat. Deci, pe undeva, situația actuală ne împinge să revenim la origini. Se revine într-un fel la origini și în privința acțiunii militare, într-o combinată între tehnologia înaltă, spațiu cibernetic, dar folosirea și instrumentelor vechi, care ele sunt prezente nu teoretic, ci practic în teren. Pe de altă parte, trebuie să observăm, lucrurile sunt destul de evidente, NATO revine la originile sale, la apărarea teritoriului său. În definitiv, se creează reprezentativ, e adevărat, nu prin masivitatea forțelor, un spațiu de protecție care este, dacă vreți, o reluare a conceptului lui Piculski, mareșalul Piculski, de intermarium. O centură de securitate NATO, dacă o luăm în considerare la ora actuală, din peninsula scandinavă, mă rog, Marea Baltică, dacă venim mai aproape, către Marea Neagră. În acest spațiu, sigur că dislocarea unor forțe NATO este întotdeauna binevenită. Să continuați, că avem o hartă, domnule general, care arată posibile acțiuni ipotetice din Abhazia și Osetia de Sud contra Georgiei, dar așa cum s-a dus Papa într-o vizită simbolică în Georgia, așa blindatele americane care au venit în România se vor duce în Bulgaria, parte din ele vor ajunge în Georgia. NATO totuși dă un semn. E adevărat, micuț, dar îl dă un semn de sprijinire a autorităților actuale georgiene. Există un sprijin indirect, este un sprijin declarativ, doar să vă așteptați, dar nici nu avem instrumentele de dislocare a unor forțe NATO, dacă vreți, din Dobrogea înspre Georgia. Nu există aceste capabilități. Dislocarea câtorva tancuri și mașini de luptă ale infanteriei americane nu este posibilă la ora actuală și ele nu sunt destinate pentru ceea ce ar însemna o operație maritimă, o operație amfibie. Lucrurile sunt clare. Declarația a făcut-o comandantul blindatelor americane sosite în Dobrogea. Nu a specificat cum se vor deplasa din România în Bulgaria, dar probabil că pe calea ferată, iar din Bulgaria în Georgia e posibil să fie folosite avioanele mari de transport americane, cum au mai făcut. E vorba doar de câteva blindate, dar e anunț oficial american. Există imagine. E un joc de imagine. Deci jocul de imagine are o anumită valoare. Jocul care se întâmplă acum în interiorul NATO este un joc practic, este un joc de punere în practică a unor planuri de contingență care se referă la ceea ce este prevăzut în tratatul de la Washington. Apărarea, în primul rând, a teritoriului NATO. Revenim, mai mult sau mai puțin, dar revenim la ceea ce înseamnă originile NATO. La ora actuală, politica NATO nu se concentrează pe extindere către Ucraina și către Georgia. Este clar că lucrul acesta este greu de întrevăzut. Iar ceea ce spuneați mai devreme, o acțiune militară a Rusiei din spațiul Osetiei și din spațiul Abhaziei este aproape imposibilă, pentru că și războiul de 5 zile din august 2008 a fost consecința acțiunii militare a Georgiei și nici de cum a Federației Ruse. Deci Federația
Federația Rusă nu are niciun interes să acționeze asupra Georgiei ca să declanșeze ce? O atitudine ostilă din partea NATO, oricum NATO n-are cum să se implice și este condiționată de ceea ce scrie tratatul de la Washington în ceea ce ar însemna o apărare a spațiului georgian. Deci lucrurile acestea nu trebuie să exagerate. Partea bună a lucrurilor este că Georgia are o stabilitate economică, culturală și politică. La un moment dat merg și eu pe ceea ce spunea mai devreme colegul Costi Corneanu. Trecem la negocieri și legat de relația noastră cu Federația Rusă, pe lângă elementul militar la care țin de descurajare, trebuie să găsim și modalitățile de conviețuire. Și având în vedere că Turcia a semnat în octombrie 2016 cu Federația Rusă acordul de Turkish Stream, deja Turcia, ca țară membră NATO în acvatoriul Mării Negre, care putea să vină prima la ajutorul Georgiei ca element de descurajare sau de o anumită presiune, s-ar putea să tergiverseze. De fapt, o singură subliniere. Noi avem un dușman comun al NATO, al Statelor Unite, al Federației Ruse, al Chinei și al Turciei. Terorismul. Corect. Și pentru toți are aceleași origini. Eu am menținut această hartă pe ecran pentru că, domnule general, în așa vara anului 2008, militarii ruși au coborât din Abhazia în dorința de a controla litoralul și numai la apropierea unei fregate militare americane cu 300 de pușcași marini la bord, au primit ordin soldații ruși să se retragă în ordine. Dar intenția de a ocupa litoralul georgian în vara anului 2008 a existat. Corect. O asemenea intenție se poate reitera într-o situație de criză pe care acum aveți dreptate că nu ne-o putem imagina. Dar oricând lucrurile pot scăpa de sub control. Dovadă că la primul său briefing de presă de la Pentagon, generalul Matt Davis a ținut să sublinieze în fața ziariștilor, tensiunea este mare între Federația Rusă și SUA, dar sperăm să nu scape lucrurile de sub control. Din această perspectivă am menționat acest fapt. Și gândiți-vă că armata rusă din 2008 nu mai este armata rusă din 2017. Da. S-a întâmplat foarte pentru că armata rusă din 2017 are armata rusă din 2008 un pic reformată, a avut lecțiile învățate, dar nu în totalitate din cele două războaie din Cecenia. Armata rusă din 2014-2017 a avut lecțiile învățate din războiul de 5 zile. Este o altă armată. Corect. Iar acum are și experiența din Siria. Da. Și acum are și experiența din Siria, dar destul de limitată, pentru că trebuie să plecăm de la ideea ceea ce au ruși în Siria este un corp expedițional redus. Nu se pot compara capabilitățile expediționare la ora actuală ale Federației Ruse cu ale Statelor Unite. Corect, dar sub aspectul comunicării a inteligențului au dobândit o experiență în zonă, în teren, în Siria. Chiar au dacă dezvoltat-o. Au dezvoltat-o. Deci ei nu au plecat de la zero. Nu, miza este proiectarea forței puterii militare a Federației Ruse în acvatoriul Mării Mediterane, exact. Și de aici punerea în discuție, exact cum a spus președintele Putin în 2015, conform principiului doctrinei maritime navale a Rusiei, Oceanul Atlantic și Arcticul, care sunt căi de comunicație și căi pe care se poate apropia un anumit eșalon strategic NATO care poate face presiune. Pentru că asta este primul eșalon strategic NATO din Europa, s-a dus pe frontiera Rusiei după intrarea tuturor în NATO. Al doilea eșalon strategic se concentrează pe vechile locații, iar al treilea este undeva în Marea Britanie și ar putea fi și al patrulea. Tot puțin de capacitatea de a împinge înainte. Pe zona de sud, proiecția forței ca bază se realizează tot din zona Mării Negre. Deci așteptăm ca politicile NATO, dar mai ales ale Statelor Unite, să ia în considerare Marea Neagră din punct de vedere al în oglindă față de ceea ce realizează Rusia la ora actuală ca operație de interdicție și pe fondul operației de interdicție expediționară. Și noi trebuie să dezvoltăm capabilitățile, să fim sprijiniți, mai ales de Statele Unite, pentru a avea capabilități de interdicție a ceea ce reprezintă o posibilă acțiune expediționară a Rusiei dinspre Marea Neagră, spre Marea Mediterană. Am înțeles punctul de vedere al lui Ion Ursu? Da, că tot s-a vorbit despre armata rusă anului 2017 și despre lecțiile dobândite războiul de 5 zile din Georgia. În Georgia, de fapt, armata rusă a înregistrat un dezastru militar. Ea a câștigat războiul, într-adevăr, dar a fost un dezastru pentru că s-a demonstrat că rușii nu și-au învățat lecțiile din cele două războaie din Cecenia. Armata era
organizat încă după principii sovietice și practic între batalioane exista o foarte proastă cooperare, un batalion pleca într-o parte, un alt batalion în alta. Rușii au pierdut 3 bombardiere strategice într-un război local, bombardiere care de obicei se folosesc la mare distanță pentru transportul anumitor tipuri de bombe, inclusiv armament nuclear, deci care nu aveau ce căuta într-un război local, dar acel moment 2008 a fost într-adevăr un moment de dejetare pentru ruși care au început să investească masiv în armată, care au reformat sistemul de organizare armatei și armata rusă a anului 2017 se prezintă într-adevăr diferit. Pentru ruși, Siria are o însemnătate specială, pe lângă proiecția de forță, pe lângă însemnătatea geopolitică, pe lângă punctul de asistență tehnică de la Tartus, pe care vor să-l transforme încet într-o mică bază militară, Siria pentru ruși este de fapt o vitrină de prezentare a noilor tipuri de arme. Am înțeles, însă avem o hartă nouă acum. Domnule Gabriel Micru, pe această hartă există și Republica Moldova. Am pus-o pentru că regele Iordaniei, înaintea întâlnirii cu Donald Trump, a spus că dacă lucrurile nu se rezolvă pe calea diplomatică cu Rusia, Republica Moldova poate să fie un nou poligon, așa cum a fost Siria. Pe hartă sunt, din informațiile publice, unitățile militare cele mai puternice din Republica Moldova, de la Chișinău, de la Bălți, dar sunt marcate și elementele dispozitivului militar rusesc. Bun, vrem pace, vrem diplomație, dar vedem că la Chișinău una vrea Dodon și alta face guvernul, care din fericire rămâne pro-european, pro-NATO și foarte bună inițiativa premierului Pavel Filip de a se deplasa la sediul cartierului general NATO și de a purta convorbiri cu secretarul general Stoltenberg. Comentariul dumneavoastră, domnule Micu. Eu zic că orice angajament pe care un stat la nivel de stat îl face față de partenerii săi, egal că e vorba de România, față de care are niște relații mai speciale sau că e vorba despre statele membre ale NATO, trebuie respectat indiferent de pozițiile subiective pe care un președinte le poate avea într-un moment sau altul în istorie. Ceea ce face premierul moldoven din Republica Moldova este, după opinia mea, se încadrează într-un calendar firesc al relației cu NATO. În 26 noiembrie știm foarte bine că a fost deschis biroul NATO, știm foarte bine că există niște proiecte de cooperare în Parteneriatul pentru Pace, știm foarte bine, dumneavoastră, mai ales ca militari, că au existat o serie întreagă de acțiuni comune, sigur, exerciții comune și cu siguranță că aceste exerciții se vor îndeși ca număr și se vor diversifica din punct de vedere calitativ. Deci, dacă mă întrebați pe mine, ceea ce se întâmplă acum nu este decât intră într-un calendar normal al unei relații cu partenerul NATO pe care îl are Chișinău. Ce vrea domnul Dodon, mă tem că nici el nu știe foarte clar, sincer. Adică, eu nu vreau să jignesc acum președintele Republicii Moldova și nu vreau să-l fac inconștient sau irat. Nu, sub nicio formă. Dar el este pus între ciocan și nicovală. Mai degrabă, el încearcă să joace un rol care, pe de o parte, nu l-a învățat, pe de altă parte, nu intuiește. Pentru că, vedeți dumneavoastră, lucrurile sunt foarte clare. Deci Republica Moldova nu se poate întoarce înapoi. Poate să fie, și foarte corect ați precizat, poate să fie întârziată, poate să fie șantajată, poate să fie co-interesată în a se menține într-un status quo o perioadă de timp până ce avem de-a face cu o reașezare a liniei de demarcație din estul României. Dar a întoarce Republica Moldova din drumul pe care aceasta și l-a decis singură este quasi imposibil, din punctul meu de vedere diplomatic. În ceea ce privește afirmația pe care de care ați menționat mai devreme,
Oricând Transnistria și de, din momentul în care statul Republica Moldova a devenit pe hartă un actor internațional, Transnistria a reprezentat o teamă, o permanentă teamă, că acolo avem armament, că acolo oricând se pot deplasa trupe și echipament militar rusesc, că acolo, până la urmă, știm foarte bine, avem de-a face cu o zonă gri, din punct de vedere economic, din punct de vedere strategic, că acolo se spală și bani și armamente și tot ce vreți, ca orice zonă de conflict înghețat, dar nu este situația pe care o întâlnim nici în Abhazia și nici în Osetia de Sud. Acolo este o cu totul altă situație. Nu mă refer doar din punct de vedere etnic, unde avem de-a face totuși cu o cu totul altă reîmpărțire. Adică avem o treime. Români, ucrainieni, ruși. Mă refer și din punct de vedere al mentalității care există în zona respectivă și mai mult decât atât. Și Transnistria însă își depinde, dacă știți foarte bine, inclusiv pe importul și exportul, depinde de Chișinău, într-o oarecare măsură. De aceea, după părerea mea, în Transnistria, posibilitatea rușilor de a interveni în forță militară este mai puțin probabilă. Nu înseamnă că nu se poate întâmpla, desigur. Orice se poate întâmpla, ca ipoteză de lucru. Dar nu văd Moscova într-o inițiativă reală de a folosi Transnistria sau transforma Transnistria într-o bază militară. Am înțeles. Domnul Jean Bălăceanu, privind această hartă, vă rog să comentați ipoteza că într-un moment de tensiune Rusia ar putea trimite rachete Iskander ca în Kaliningrad și sisteme S-300, S-400 ca în Crimea, în Transnistria. Opinia dumneavoastră? Am mai gândit asupra și am mai reflectat și am mai vorbit despre acest subiect. Dacă ne uităm la ceea ce ar reprezenta pentru Federația Rusă avamposturile pe zona de nord, nu într-un scenariu arctic, zonă extrem de importantă. Vă ascult cu plăcere. Pe granița un moment, cu NATO. Vă ascult cu plăcere, dar avem imagini interesante din data de 11 aprilie 2017, cum răsare soarele la Chișinău. Pe acest fond vreau să vă ascultăm opinia domnului general. Avamposturile sunt cele două, Kaliningradul cu ieșire spre Marea Baltică și Crimea cu ieșire spre Marea Neagră. Rămâne un loc necunoscut și nu știu ce soluții găsesc generalii ruși, care în mod sigur caută soluții sau poate le-au și găsit, alături de un alt avampost pe care l-ar putea reprezenta Transnistria. Consider că, din punct de vedere militar, Transnistria rămâne interesantă pentru Federația Rusă, cel puțin din punct de vedere al planificării militare. Asta și explică, deși ei nu mai mențin trupe importante în Transnistria, mențin cantități de echipamente și mai ales de muniție destul de importante. Vorbeam puțin mai devreme de rolul pe care îl are Ucraina ca o zonă de protecție pentru ceea ce reprezintă, în cazul României, interesele de apărare. Inexistența unui culoar aerian care să permită o aducere de efective și de echipamente în Transnistria ne avantajează la această dată. Plecăm de la perspectiva că Ucraina își va menține o asemenea atitudine față de Federația Rusă. Analiza mea ar spune că da, mai ales latura naționalistă a ucrainienilor, care sunt extrem de împotriva Federației Ruse, împotriva rușilor în general. Plecăm de asemenea de la premisa că trendul pe care l-a explicat colegul de la Ministerul de Externe al Moldovei mi se pare și mie de neîntors. Este o bucurie să asiști în condițiile în care Igor Dodon vrea o întoarcere la, poftim, limba moldovenească, o reapropiere de Moscova, pornind de la prim-ministru, guvernul, mișcarea în spațiu universitar și în școli, să spună nu, limba noastră este limba română, iar drumul nostru trebuie să fie spre Uniunea Europeană. Într-un firesc, pentru că Uniunea Europeană, totuși, dincolo de toate problemele pe care le are, este organizația internațională care oferă și prosperitate, care oferă
locuri de muncă mult mai bine plătite decât sunt locurile de muncă plătite la ora actuală de către, poftim, Moscova. Am înțeles și mulțumesc frumos, domnule dr. Constantin Cornelu. Avem acum pe ecran imaginea mitropolitului Petru, este mitropolitul Basarabiei, o mitropolie care este în subordinea Patriarhului Român. Am discutat cu acest conațional, destul de trist față de ajutorul mic al României dat acestei modalități de rezistență a bisericilor românești. Sunt 150 de biserici în cadrul Mitropoliei Basarabiei și vreo 300 în cadrul Mitropoliei Moldovei, care aparține de Patriarhul Moscovei. Din această perspectivă, vă rog pe dumneavoastră să evaluați, fiind zi de Paști, sub aspect religios, modul în care cele două biserici, una ține cu cei care vorbesc limba lui Mihai Eminescu, cealaltă ține cu cei care vorbesc limba lui Cehov. Ați lucrat într-un departament guvernamental care s-a ocupat de românii dintre Prut și Nistru. Cum evaluați acum de Paști situația de peste Prut? Da, mi-e greu să-mi aduc aminte cifrele, dar mi-e și greu în același timp să cred că statul român nu a oferit tot ce se putea oferi din punct de vedere financiar acestui spațiu religios aflat în subordonarea canonică a Mitropoliei Basarabiei. Mi-aduc aminte că am sprijinit cu foarte mulți bani statul român construcția de biserici. Acolo sunt niște probleme legate de raportul între noriași și la nivel de comunitate locală și preoți. Și sunt foarte multe cazuri, de cât mi-aduc aminte, în care anumite biserici cu preoți au trecut de partea Mitropoliei Moldovei. Deci n-aș fi chiar așa de supărat pe statul român, precum pare să fie mitropolitul Petru vis-a-vis de ceva, pentru că nu prea înțeleg ce mai puteam să facem și cât puteam să facem. Am făcut, am oferit, mi-aduc aminte că în 2007 chiar, dacă nu mă înșel, chiar plăteam o subvenție undeva la 100 de euro sau de dolari, ceva de genul acesta, la salariul fiecărui preot care ținea de Mitropolia Basarabiei. Deci statul român s-a implicat atât cât se putea implica. Deci nu mai țin minte cifrele, sincer să fiu, n-am urmărit aceste cifre, evoluția lor, ca să pot să spun că este un lucru pozitiv sau negativ ca trend, dar acolo sunt lucruri legate și de modul în care banii aceștia s-au gestionat, plecând de la, și mi-aduc aminte că am zis foarte discuții și cu Crucea Neamului, cine a construit-o, cine a plătit-o, cine a luat-o în stăpânire, cum a ajuns ea. Un pic, pentru că am avut o experiență și cu episcopul catolic din Chișinău, care este venit din România și care a făcut dintr-o biserică amărâtă biserica principală a episcopiei lui, a reușit să aducă mulți bani de la Vatican și e practic al treilea prelat important din Republica Moldova, timp în care mitropolitul Petru are o reședință în care nimeni n-a investit nimic. Din afară pare așa o casă bătrânească, învechită, e o diferență clară. Ba mai mult, nu oponentul, celălalt mitropolit Vladimir se bucură de un respect din partea autorităților, ca și cum ar fi patriarhul de la Moscova. Cred că aici ar trebui să discutați cu patriarhul Daniel și cu patriarhia Armei, să vedem care au fost sumele de bani direcționate, pentru că Departamentul pentru Români de Pretutindeni oferă prin proiectele și programele sale atât cât poate oferi Mitropoliei Basarabiei. Restul este o chestiune care ține de raporturile de autoritate între Patriarhia de la București și Mitropolia Basarabiei. Deci, această ofensivă religioasă la care vă gândiți dumneavoastră a existat încă din primul moment. Bătălia pentru recunoașterea Mitropoliei Basarabiei, tot ce a făcut statul român, proiectele, planurile, reformele, salariile, banii, așa încât povestea asta cu mitropolitul Petru care se plânge și cu Mitropolia Basarabiei care este mai săracă decât ar fi trebuit să fie și multe, multe alte lucruri. Deci, ați vrut să interveniți, domnule Gabriel Micu, vă rog frumos. Doar cu niște completări, dincolo de faptul că sunt perfect de acord cu ceea ce a spus istoricul Costel Corneanu. Într-o perioadă destul de tumultoasă, atunci când veniseră comuniștii la putere, după anii 2000, statul român, să știți că a făcut tot ceea ce s-a putut omenește face în relația cu Republica Moldova, pentru că între două scandaluri peste gard și trei amenințări pe care Voronin le utiliza în fiecare zi aproape, statul român trebuia să acționeze într-o manieră extrem de diplomatică, dat fiind că în acea perioadă nu eram încă nici membri ai NATO, nu eram nici membri ai Uniunii Europene. Aveam într-adevăr o foarte mare credibilitate în rândul partenerilor NATO datorită modului consecvent în care armata română a știut să se apropie de spațiul euroatlantic, dar încă lucrurile nu erau tranșate. Și atunci trebuia să, pe de-o parte, să demonstrăm că suntem și ceea ce am și fost, de fapt, să demonstrăm că suntem suficient de echilibrați în politica externă față de vecinătatea apropiată,
când de albinter a fost lansat și prima formulă a proiectului Wider Europe Neighborhood. Și pe de altă parte trebuia să ne rezolvăm și interesele noastre naționale. Și aș vrea să-l completez pe colegul meu. În contextul acesta, noi am Departamentul pentru România de Pretutindeni din acea perioadă, în primul rând a cerut o identificare a bunurilor pe care Biserica Română le-a avut la acel moment. Am și acum, îmi pare rău că n-am știut că vom aborda, am acea carte în care am reușit să facem lumină în baza documentelor, că asta ne interesa pe noi, documentelor de proprietate care mai puteau fi găsite în arhiva de la Chișinău și în alte arhive. Bănuiesc că vă dați seama la care mă refer. Și atunci, odată identificate aceste bunuri, am constatat că Mitropolia Moldovei, recte domnul Patriarhul Vladimir, a cam intrat abuziv în multe din lăcașurile de cult care aparțineau statului român înainte de 1948. Și atunci, problema nu este doar nu pot să zic proastă neapărat, greșită, să zic așa mai diplomatic, gestionarea fondurilor pe care statul român le acordă Bisericii Mitropoliei Basarabiei, ci mai degrabă modul în care această mitropolie nu știe să-și apere interesele sau n-a putut să-și apere interesele pentru că nu i-am dat aceste instrumente. Aceste interese, pur și simplu, există CEDO, e membru al Consiliului Europei, există și alte variante de sprijin. Tu vino și spune, domnule, asta este situația, haide să încercăm să salvăm ce se poate salva din intrările abuzive. Și o ultimă precizare, nu doar că statul român a făcut cumva la limita legii anumite eforturi, finanțând construcții de biserici, ci și restaurarea unora. Mi-au cam aminte Durleștiu, care a fost în 2004 chiar finalizat cu succes. Deci, ceea ce se poate face, cu regret pentru reprezentantul nostru de la Chișinău, ceea ce se poate face, noi facem, dar știți cum e, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în trest. Da, mai avem câte 90 de secunde de fiecare invitat cu concluziile adecvate temei noastre, NATO cu ochii pe Ucraina, Siria și, bineînțeles, Georgia. Concluziile lui Ion Ursu. Concluziile mele ar fi următoarele, că această zonă, în speță Ucraina și Georgia, nu reprezintă o prioritate a NATO. Aceste state, până a se aștepta la ajutor din partea partenerilor externi, trebuie să se ajutoreze și singure și să nu uită celebrul dicton al romanilor, că civis pace parabellum. Vrei pace, pregătește pe război, trebuie să ai armată puternică. Dacă nu ai armată puternică, pățești ca și Ucraina în 2014. O armată care a fost distrusă, care nu a cunoscut o implicare în operațiuni internaționale de 20 și ceva de ani, s-a dărâmat în câteva săptămâni în Crimea. Cu mențiunea din partea mea că totuși armata ucraineană a avut un contingent trimis în Irak, l-am văzut acolo, dar sigur, la nivelul unei misiuni e de o altă factură. Concluzia istoricului și publicistului Constantin Cornelu. Da, e firesc ca NATO să fie cu ochii pe Ucraina, Georgia și Siria, pentru că undeva se pare că așa în ceață ursul rusesc s-a trezit și vine spre noi. Interesele strategice și de securitate ale Federației Ruse încep să fie divergente cu cele ale alianțelor atlantice și până vor zângăni săbile, lucruri pe care nu dorește nimeni, este bine să încercăm să facem pace, să încercăm să stăm de vorbă, să ne cunoaștem, să ne înțelegem, să vedem care sunt percepțiile care ne determină să avem anumite tipuri de comportament. E foarte important că am participat la o întâlnire cu experți ruși vis-a-vis de zona Istanbulului Negre și acolo se vrea să fie faptul că despre România și despre român nu se știe aproape nimic la Moscova, sunt niște stereotipuri, sunt niște idei preconcepute, deci avem nevoie să înțelegem ce îi deranjează pe ei, ce ne deranjează pe noi, să le discutăm, deci diplomația trebuie să-și joace un rol important ca și diplomația publică, partea sa componentă, astfel de înainte de a evita o confruntare care nu este de dorit și pe care nu dorește absolut nimeni în aceste momente, nici partea occidentală, nici partea rusească. Concluzia diplomatului Gabriel Micu. Personal mă aștept ca într-un orizont de timp linia de demarcație despre care tot am vorbit și nu numai eu să se definitiveze într-un fel sau altul. Nu am foarte mari speranțe, cum spunea și colegul Ursu, asupra ceea ce ar putea deveni Donbasul sau Crimea într-un spațiu euroatlantic. Am însă speranțe
și întemeiate pentru ceea ce poate deveni Republica Moldova și partea vestică a Ucrainei în spațiul euroatlantic. Sună un pic cam sumbru acest scenariu. Nu văd o divizare a Ucrainei, dar nici nu văd foarte curând o clarificare a statalității despre care s-a vorbit. În ceea ce privește Georgia, este un status quo în care americanii, și nu mă refer NATO, nu americanii neapărat ca stat, își vor menține pozițiile, le vor diversifica și își vor consolida cel puțin ceea ce au câștigat până acum. Iar pe de altă parte, în zona de sud și nord, rușii vor încerca o, cum foarte bine s-a precizat aici, o anexare pașnică a unor teritorii care nu le aparțin. Deci și statalitatea Georgiei, mie mi se pare pusă sub semnul întrebării la acest moment, pentru că odată ce mai devreme sau mai târziu se va produce o secesiune, deja subiectul de drept internațional Georgia dispare și, exact cum ați precizat și dumneavoastră, indiferent cum se va numi partea de nord, partea de sud, indiferent cum se va numi ce va mai rămâne după secesiune, oricum va fi un alt subiect de drept internațional. În ceea ce privește Siria, eu cred că e doar începutul. Eu în Siria nu văd o situație foarte limpede. Din punct de vedere geopolitic, ambele tabere au interese majore. Din punct de vedere istoric, aici rușii au un avantaj, pentru că sunt mai demult acolo. Dezavantaje din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere al imaginii publice și al diplomației publice practicate de Washington, care este extrem de eficientă. Vă revine onoarea concluziei finale, domnule general. Cu dumneavoastră am început, cu dumneavoastră finalizăm emisiunea. Ce aș mai putea să spun după aceste cuvinte de final atât de bune, de substanțiale? Aș parafraza corul bărbătesc din Big Sad. A mai trecut o iarnă grea, dar nu-i nimic. Vom rezista că vine vara după ea. Să sperăm că nu va fi acea vară fierbinte sau dacă va fi vara fierbinte de care am vorbit mai devreme, să fie la figurat și nu la propriu. E un gând de pace, un gând de liniște, e un gând de lumină, e un gând de sărbători de Paște. Mulțumesc frumos conaționalilor Constantin Corneanu, Virgil Bălăceanu, Gabriel Micu, Ion Ursu, patru români complementari care v-au sensibilizat în această seară de Paște asupra situațiilor existente în alte comunități de ortodoxi, unde pacea este un cuvânt greu de rostit pentru că sunt multe răni, răni din trecut, răni în prezent și puține speranțe pentru viitor. Vă dorim cu toții un Paște fericit!